Bă, da, după ultimile zile, cred că aș putea să dorm o viață și încă pe atât. Da, bă, și eu. Da, auziți? Până la urmă cu directorașul ăla, cum a rămas? Că nu am mai auzit nimica de el. Nici eu, dar sper că e ok totuși, chiar dacă era așa malefic. Da, nu știu, totuși îmi susțin punctul de vedere. Nu aș vrea să-l mai văd vreodată. Da, eu unul cred că într-un fel o să stea să conștientizeze ce am spus noi în ultimul episod. Și dacă reușește să vadă lucrurile așa cum le vedem noi, eu unul zic că e un caz rezolvat și cu el. Da, bă, așa a fost și ultima oară și văd că tot a revenit. Așa e. Ce ai de spus în apărarea ta? În apărarea mea? Da, aveți dreptate, dar de data asta... Parcă era ceva putred la el, adică... Cumva părea că nu ar fi fost el sau cel puțin nu directorul ăla de pe vremuri. Cumva un impostor. Cum adică? Vrei să spui că avem doi directori malefici? Nu, Mimi, nu doi directori, ci unul dintre ei e un impostor care încearcă să ne ducă de nas cu niște trucuri ieftine, dar rămâne de văzut acum. Bă, da, eu știți ce nu înțeleg? Ce, Abi? Ce nu mai înțelegi tu? Bă, după ce am fost capturați și duși într-o cușcă în biroul dementului ăla, noi de ce naiba ne-am mai întors la școală? Doar așa de curiozitate personală. Păi... Păi vezi tu, totuși noi avem ore la care luăm absențe dacă lipsim. Păi și nu merge să-i spunem profului că, vedeți, ne-a capturat un director malefic și ne-a închis într-o cușcă peste weekend și poate de aia nu am prea mai venit la școală sau măcar să nu ne mai ia temere la puricat, zic și eu. Păi vezi tu, crezi că proful ăsta îți înghite el toate poveștile de adormit copii? Da, a fost și el în cușca aia, mai știi? Da, am uitat. Atunci da, nici eu nu mai știu de ce stăm aici. Bine ați venit, copii, ce mai faceți, ce mai ziceți? Cum a fost să stăm închiși 24 de ore într-o cușcă de fier cu un director malefic care veghea asupra noastră? Păreri, ceva? Ați făcut un rezumat pe asta măcar? Auzi, tu-ți bagi joc de noi? Ia mai du-te, fă, Daci, și spune-ne mai bine ce s-a întâmplat cu directorașul ăla. Mi-aș dori să aflu, Abi, dar de când am trecut pe la cancelarie să iau catalogul, totul a devenit mai ciudat. Biroul lui era plin de poliție. N-am mai înțeles nici eu nimic. Păi, și ok, nimic, dar nu mai știe nimeni nimic despre el? Nici măcar poliția n-a spus ceva? Dragă, am fost și eu acolo, înțeleg curiozitatea, dar totuși nu știu nimic. Poliția nu a găsit nimic, iar directorul e de negăsit. Iuhu, revoluție! Nu mai e directorul, deci nu mai trebuie să stăm la școală! Abi, stai jos și mai bine spune-mi tu mie ce teme am avut pentru azi. Hai! Fă, ești nebun? Când naiba să-mi fac și temele? Când fugeam pentru viața mea prin pădure? Sau când muream de frig într-o cușcă păzit de un nebun malefic? Hai, zi și tu acum. Da, ai și tu dreptatea ta. Atunci îți spun absență? Fă! Păi și stai așa, cum adică t-a dispărut? Păi și dacă apare din nou și ne ia pe unul dintre noi așa că nu suntem atenți? Da, aici Mimi are dreptate, proful. Nu putem să trăim așa într-o frică continuă dacă el e dispărut. Iar dacă poliția nu găsește nimic, trebuie să găsim noi și să încheiem odată pentru totdeauna povestea asta. Așa-i, băieți? Da! Ok. O să facem pe Scooby-Doo și nu vă dau azi absență la niciunul. Deci hai să mergem în căutarea directorului ăla furisit să rezolvăm problema asta odată pentru totdeauna. Și când îl găsim, promit eu pe mămișoara mea că nu o să scape nepedepsit. Da! Neghiobii ăia, cred că m-au înfrânt, dar ei cred că o să și plec așa pentru totdeauna. Ei nu știu de fapt cât de mult se înșală, pentru că planul meu încă nu este complet. Iar când portalul va înghiți și primul YouTuber, lucrurile vor începe să se miște din ce în ce mai repede. Dar acum, problema este... Unde găsesc eu unul așa, separat de grup? Da, știu! Yo, bă, da, tu ce naiba tu faci pe la pro? Ce, training review? Da, nebunia aia, care-i faza cu ea? Nici o fază, doar că e o oportunitate mișto și am zis, de ce nu? Ce, vouă nu vă place? Bă, mie nu prea. Cum adică nu? Chiar e mișto, tu ai văzut măcar...
ultimul episod înainte să vorbești? Bă, nu, dar nici n-am de gând să-l văd. Ia uite! Oh, da. L-ai schimbat un pic de când mă uitam eu la el. Adică arată mișto așa. Da, mersi Abby, acum hai să plecăm acasă. Stai mă drecu, mai întâi să termin și eu ăsta. Acum dacă tot l-am pornit. Bine, atunci eu am plecat. Jimmy, vii? Da, frate. Stai inițial așa, ăsta ce? Ce, giveaway-ul? Da, cred că da. Bă, ce trebuie să fac să câștig și eu ceva? Păi, câștigi jocuri pe Steam dacă te uiți la training review. Adică, na, intră pe site și vezi acolo. Doar atât? Mamă, păi rup telefonul diseară. În fiecare vineri ai zis că pui training review-ul ăsta? Da, Abby, la 10 dimineața. Blană, m-a umplut de jocuri până atunci, ia să vedem.